despre abordarea înțeleaptă a greșelilor altora. Imperfecți cum suntem, ne cunoaștem pe noi înșine, doar în parte. Și aceeași dragoste de sine care cauzează neajunsurile noastre, le și ascunde foarte subtil, atât dinainte altora, cât și dinaintea noastră. Dragostea de sine nu suportă să se vadă căci ar fi copleșită de rușine și iritare, iar dacă totuși cade asupra ei o rază întâmplătoare, imediat caută o lumină falsă care să îndulcească și să ascundă ceea ce este așa de hidos. Astfel, mereu afișăm ceva fals când reținem o parte din dragostea de sine. Pentru a ne vedea pe noi înșine în chip desăvârșit, dragostea de sine trebuie îndepărtată complet și numai dragostea lui Dumnezeu să domnească în noi. Atunci, aceeași lumină care ne expune greșelile, ni le va și îndepărta. Până atunci ne cunoaștem doar pe jumătate, deoarece suntem doar pe jumătate predați lui Dumnezeu încă ne lipim de sine mult mai mult decât credem sau decât îndrăsnim să recunoaștem chiar față de noi înșine. Când vom primi întregul adevăr, vom vedea deslușit. Iubindu-ne pe noi înșine numai cu o dragoste caritabilă, ne vom vedea așa cum îl vedem pe aproapele nostru, fără vreun interes propriu, fără măgulire. În același timp însă Dumnezeu ne cruță de vederea întregii noastre slăbiciuni, arătându-ne din adevărata noastră urăciune numai proporțional cu curajul pe care ne-l dă ca să putem suporta priveliștea. La început ne arată doar puțin, apoi încă puțin, în timp ce lucrează treptat în noi corectarea. Fără această potrivire îndurătoare, în proporție adecvată a luminii și a puterii, vederea lipsurilor noastre ne-ar duce numai la disperare. Cel căruia i s-a încredințat slujba de călăuzire spirituală altora trebuie doar să aducă la lumină neajunsurile oamenilor în timp ce Dumnezeu pregătește inimile acestora ca să le vadă. Trebuie să învețe să urmărească o greșeală cu răbdare și să nu ia nicio măsură în exterior până când Dumnezeu nu începe să o facă de cunoscut în interiorul lui. Mai mult, trebuie să imite modul în care Dumnezeu se ocupă de un suflet, își îndulcește mustrarea astfel încât persoana mustrată o simte mai degrabă ca pe o mustrare a conștiinței ei și ca pe o durere a dragostei rănite decât ca pe o mustrare a lui Dumnezeu. Orice altă metodă de călăuzire, mustrând cu nerăbdare sau iritat de slăbiciunile celui mustrat, miroase a judecată pământească, nu a îndreptare făcută în har. Imperfecțiunea îl mustră pe cel imperfect. Este o dragoste de sine subtilă, neînduplecată, care nu poate să vadă nimic de iertat în dragostea de sine a altora. Cu cât este mai mare în noi dragostea de sine, cu atât vom fi niște critici mai aspri. Nimic nu este așa de deranjant pentru un om mândru, suspicios, înfumurat ca înfumurarea altora. Dragostea lui Dumnezeu, în schimb, este plină de considerație, îngăduință, amabilitate și blândețe. Se adaptează, așteaptă și nu face decât un pas, odată. Cu cât avem mai puțină dragoste de sine, cu atât știm mai bine cum să procedăm pentru a remedia lipsurile apropiului nostru. Învățăm să nu facem o incizie fără a pune mai întâi din belșug balsam vindecător pe rană. Să nu curățim rana pacientului fără a-l hrăni mai întâi. Să nu ne asumăm riscul unei operații decât dacă împrejurările arată că ea se poate face în siguranță. Trebuie să învățăm să așteptăm an la rând înainte de a rosti o avertizare folositoare. Să așteptăm până când Providența pregătește împrejurări exterioare potrivite, iar harul deschide inima. Dacă insisti să culegi roadele, înainte ca acestea să fie coapte, te trudești în zadar. Zici pe bună dreptate că starea ta sufletească e foarte schimbătoare și că nu știi ce să spui ție însuți, întrucât cele mai multe dintre stările noastre sufletești sunt trecătoare și complicate, e posibil ca explicațiile noastre să devină neadevărate încă înainte de a le termina de spus. Ceva destul de diferit intervine și devine dominant, și acel lucru, la rândul lui, pare ireal. De aceea, e cel mai bine să te mulțumești să spui despre sinele cuiva acel lucru care pare adevărat în momentul în care omul își deschide inima. Nu e necesar să spui totul metodic. E suficient să nu ascunzi nimic în mod intenționat și să nu îndulcești nimic cu atingerile măgulitoare ale îngânfării. Dumnezeu dă, potrivit nevoilor, ceea ce lipsește unei inimi drepte. Era cei îndrumători spirituali care sunt luminați prin har, se sizează ușor când petinentul este sincer, deschis și fără rețineri. Întrucât și prietenii noștri sunt imperfecți, ne pot cunoaște doar imperfect. Adeseori ei judecă numai după eșecurile exterioare care se fac simțite în tovărășia altora și care irită trufia lor. Trufia este un critic foarte ascuțit, aspru, neiertător. Aceeași trufie care atenuează modul în care își văd propriile greșeli îi face să le mărească pe ale noastre. Deoarece punctul lor de vedere este complet diferit de al nostru, ei văd ceea ce noi nu sesizăm în noi înșine și ignoră mult din ceea ce noi vedem sunt promți în a discerne multe lucruri care le rănesc sensibila geloasa lor dragoste de sine și pe care, în aceeași măsură, propria noastră dragoste de sine le ascunde. Dar ei nu văd acele defecte ascunse care pătează mai tare calitățile noastre, cu toate că ele îl supără numai pe Dumnezeu. Astfel, Chiar și cea mai matură judecată a lor este foarte superficială. Concluzia mea este că e cel mai bine să îl asculți pe Dumnezeu într-o profundă tăcere interioară și cu toată simplitatea să te judeci în lumina pe care ți-o dă el în momentul când îți deschizi inima.